Salutare și bine v-am regăsit! Ne-am întâlnit din nou cu colegul meu, domnul Alin Baron, domnul Vă doctor salut. Alin Baron. Am stabilit la început că îi vom tăia tit titulatura de domn, pentru că vrea să rămână doar Alin. Să discutăm din nou despre problemele comportamentale ale cățeilor noștri, și astăzi Alin a venit cu propunerea de a discuta despre home training, adică cum ne antrenăm cățelul acasă. Salut, Alin! Salut! Bine v-am regăsit din nou! Asta cu domnul e chiar o poveste amuzantă. Acum câteva zile, când am intrat în renovări și toate cele, eram prăfuit, mergeam prin Dedeman și m-am întâlnit cu o colegă veche și din spate, așa cum eram prăfuit, -a, a început mi-a dat o palmă pe fund și mi-a zis, bă, tu tot prăfuit, ce-ai făcut? Ai căzut în betonieră și nu ne-am mai văzut de mult, nici nu știa că am terminat medicina veterinară și mi-a zis, să știi că chiar doctor acum. Și a zis, da, plin de praf în dedeman. Doctor, doctor în renovări. Doctor. doctor. <laughs> <laughs> și Da, a, a fost într-adevăr o întâlnire în care și eu m-am pus să vă întrebă, chiar sunt doctor? <laughs> chiar sunt domn? <laughs> uh... Hai să ne, să ne adunăm puțin și să revenim la oile noastre și să ne referim acum la house training. Ce înseamnă house training? House training este, de fapt, primul contact pe care îl are câinele nostru cu o formă de dresaj. Adică, da, o putem considera dresaj, dar nu este uh, acel dresaj la care ne-am gândit, ne gândit noi, ca proprietari, uh, în prima fază. Este un dresaj care e destul de libertin. Adică, el va trebui să crească încrederea. Asta este scopul uh, de bază al uh, house training-ului. Adică... Încrederea cățelului noi. Încrederea cățelului noi. Câinele deja a stat o vreme cu noi, deja s-a obișnuit cu noi, deja s-a format o relație, el să spunem că ne iubește, toate lucrurile sunt merg bine, ok, trebuie să începem să facem uh, exercițiile acestea de încredere. Adică el trebuie să știe că în, cu noi este în siguranță, cu noi primește tot timpul și în momentul în care se stabilește această relație, lucrurile merg mult mai bine. Ne ajută pe noi după când începe dresajul acela serios, propriu-zis. Propriu zis, deja avem un punct de plecare foarte solid. Câinele are încredere în noi. Știe că cu noi și lângă noi este în siguranță, primește... Și lucrurile sunt bune și ele e primește, fericit. Primește, dar ce primește? Recompensă. Recompensă, <laughs> și câine, că da, corect. Și câinele meu prin 99 primea, dar primea ziare <laughs> la fund când făcea ceva prin casă, că așa mă învățat să dresorul. Când face ceva, îl cu ziarul, că foșne îl sperie, îl distrage și el va înțelege că greșește. A înțeles toată viața a rup ziare, cum prindea ziarele, toca și le împrăștea prin toată casa. Am înțeles. Deci primește recompensă, recompensă. Pozit, primește recompensă, pozitivă, primește o bucată de... Da, da. Bașcaval, ceva ce, ce lui îi place, ceva ce îi întărește încrederea că a făcut un lucru pe care noi ni-l doream. Exact. Ce facem dacă, nu știu, îți dau un exemplu. Chemăm câină la noi, da? Vine, se apropie foarte mult, dar la un moment dat, fix când se ajungă în dreptul nostru, se distrage și, nu știu, întoarce capul, se oprește, rămâne acolo. Nu termină, nu știu, îl punem, îi spunem să facă șez și se pune cu fundul, dar nu se așează complet. Ei, în faza asta de house training... Îl recompensăm și așa. Important este să recompensăm atenție, intenție, că a venit, și efortul lui în sine. Astea sunt lucruri de precizie, să vină fix la noi, fix în fața noastră să facă și Astea sunt lucruri de precizie, se rezolvă la adresaj după ce se începe. Acum noi vrem să îl facem pe câine să înțeleagă că eforturile lui sunt recompensate. Deci, practic... Asta este scopul. Practic nu suntem atât de uh, exigenți în cerințele da. noastre. Suntem maleabili și lăsăm să înțeleagă că nu se întâmplă nimic dacă nu a făcut perfect un, uh, un lucru care a fost cerut. Da. Și ușor, ușor o să există o exigență mai mare. Treptat. Probabil că după ce este... Uh, după ce și-a terminat vaccinurile, a mai trecut două săptămâni, este în uh, perioada în care în uh, lejer în grupuri, acolo începem și noi să mai creștem ușor, ușor exigență. A, e, viața uneori este și nasolă, e și exigentă uneori, trebuie făcută chestia asta. Și de acolo începem să facem. Uh, el a venit după aia lângă noi, nu-i chiar așezat, îl mai strigăm o dată, mm -hmm. mai face câțiva pași, apoi îi dăm. Și le reglăm din mers. Am înțeles. Am lămurit ce este house training-ul. Uh, Ai vrea să mai uh, concluzionezi o dată care este scopul și cu ce ne ajută house training-ul. Uh, Într-o frază că ne uh... Într-o singură frază, în primul rând, uh, ajută relația cu câinele, uh -huh. pe care noi trebuie să o punem bine la punct și din punct de vedere al plăcerii. Da, există recompensa lui câinele, câinele trebuie să-i placă. Uh, punem odată bazele dresajului în sine. Și, în al treilea rând, punem efectiv distracția pe primul loc. Perfect. Uh, care este vârsta de la care începem acest tip de training? Și, te-aș întreba eu, care este vârsta la care finalizăm și începem dresajul acela propriu-zis? Păi, aici sunt mai multe păreri, sunt destul de împărțite, no, Da, Vreau să știu părerea noastră. Păr no, avem părerea părere. da. Părerea, părerea mea e că în momentul în care n-a trecut câinele pragul ușii, este un moment bun de a începe house training. Adică asta poate să însemne uh, învățăm câinele să intre în cușcă sau să doarmă pe pătuți. Asta intră tot în house training. Îl învățăm să nu acceseze anumite camere tot în house training. Închizându-i ușa, adică nu învățăm, voie acolo da. și trebuie să înțeleagă. Închiz ușa, nu intră Ușa acolo. este închisă, el o să se zmiorcă, o să zgârie la ușă, noi ignorăm acel comportament, la un moment dat vede că toate eforturile lui de a intra în acea cameră dar și renunță la idee. Aici ai ajuns la ultima întrebare pe care vreau da. să ți-o pun. Cum ar trebui să fie proprietarii în acest tip de, de training? Ai spus ignorăm, ne menținem da. pe aceeași linie, luăm o decizie și mergem cu ea, deci trebuie să fim consecvenți în da. ceea ce privește dresajul micilor noștri prieteni, pentru că atâta timp cât noi suntem conștienți că nu-i facem un lucru rău și că acest predresaj, să-i spunem, acest uh, antrenament în casă este un lucru bun pentru educația și pentru relația noastră cu el pe viitor, atunci cred că ne va ajuta și să fim puțin mai uh, consecvenți. Da, dar asta cu consecvența este odată și în luarea deciziilor, dar și în uh, a face house training-ul ăsta zilnic. Nu trebuie să fie mult ca durată, ca interval. 5 minute e mai mult decât suficient. Adică 5 mi minute ar trebui să Pentru că știi că este o persoană care mă plictisesc destul de <laughs> repede să fac un lucru repetitiv, așa că cred că 5 minute aș putea și eu. Și de fapt, vorbim cu Romica și cu Vlad, mi-am dat seama că acele 5, de acele 5 minute a beneficiat și Roa zilnic da. când era în perioada... Mă rog, ea trecuse de, de house training, dar cam acele 5 minute i am acordat și cred că asta sunt necesare cumva pe toată sunt, sunt. durata vieții câinelui ca să menținem aceste lucruri. Acum spunem un secret la microfon și câinii sunt la fel, se plictisește și repede. Deci dacă ne păstrăm, pentru pui 5 minute e suficient. Pentru adulți mergem 10-15, dar după aia gata. Și s-a terminat ziua, s-a terminat sesiunea. A doua zi începem din nou. Și iar e foarte bine să termini dresajul ăsta într-un punct foarte fericit. Într -o Ca să fie într-o notă pozitivă, când este plăcerea cel mai mare, atunci să fie tăiat. Să întrerupem. Să, întrerupem. să, să el o să știa până la a doua episodul zi. următor. Da, până a doua zi el o să fie când începem din nou, că mi-a plăcut Cum terminau episoadele în Dallas și în, când eram exact, în mișcă, exact. Nu știam cum să vină seara următoare, că atunci nu aveam YouTube să ne uităm în avans. Exact, și când terminăm... Uh, house training-ul îl terminăm în momentul... Terminăm. Care ar fi o da. vârstă la care ar trebui să ne gândim că îl dăm de la grădință în clasa 0? Ca vârstă, să zicem undeva la 3 luni, uh -huh. este ok, dar cel mai bine ne ghidăm nu neapărat după uh, dată cuantificabilă și uh, intrăm în linii generale foarte fixe. Uh, până la urmă, toate animalele au temperamentele lor și au uh, felul lor de a fi. Ne uităm la câine și ne uităm la unde a ajuns el ca pe vârstă. Dacă el deja a ieșit și a terminat schema de vaccinare, totul i safe, iese afară, intră în grup. Deja putem să ne gândim că ar fi un moment bun să începem acest... Uite, mă bucur că ai spus chestia asta, pentru că noi avem această recomandare pe care o facem clienților cu terminarea schemei de vaccinare. Știm bine că sunt câini care încep târziu, schema de vaccinare o termină și mai târziu. Dacă ne-am apucat de dresaj când termină schema de vaccinare, am avea niște câini compromiși din punct de vedere psihic. Și atunci... Noi, ca medici, recomandăm proprietarilor să ne asumăm împreună de comun acord aceste riscuri și după al doilea vaccin, la o săptămână, 10 zile, să-i scoatem, să scoatem afară. Bineînțeles, evitând zone unde nu știu, ar putea fi câini bolnavi, să spunem. Dar dacă știm că avem 2-3 căței care sunt de vârsta asemănătoare, care sunt și ei în același ritm cu schema de vaccinare. Nu au semne de boală, îi putem lăsa să, să socializeze. Clar, și, și tu afară, în afară de ideea de socializare îi ajută foarte mult în uh, ideea că ei sunt mici, ei acum se obișnuiesc și cu fricile și le metabolizează altfel. Exact. Adică, el acum dacă e mic vede o mașină, aude un claxon, o altă chestie o metabolizează altfel, trece peste din nou noi nu uh, vedem câinele s-a speriat de un claxon, ignorăm este un stimul neutru, afară se întâmplă aia e, e mediu. <laughs> și sunt și, mulți stimuli pe da, care, care ei pot să, să se lege ca să dezvolte anumite reacții. Uh, niște... Uh, nu știu, tips and tricks să le spunem pentru house training. Uh, două, trei, nu multe ca să nu. Ne două, entinde. trei, nu multe, în afară de ideea de uh, noi uh, recompensăm pur și simplu efortul câinelui de a face ceva nu nu în perfecțiunea acum. Uh -huh. Mai nu mergem pe exerciții corecte, mergem pe uh, recompensare de efort. Efortul tău de a vrea să faci ceva va fi recompensat de fiecare dată. Uh, altceva astea 5 minute sunt mai mult decât suficiente. Ca exerciții, ce aș putea să recomand ca house training, care e ușor și foarte util, aș recomanda... și unele care să fie recomandă, unele care să fie și plăcute pentru exact, proprietari și, plăcute și pentru Exact, și chemările. Sunt mm -hmm. unele dintre, de fapt, cel mai util uh, exercițiu care merge de mic. Chemăm câinele, îl învățăm numele lui, uh, el nu o să-și cunoască numele de la bun început, așa că foșnim o pungă de recompensă, îl hrănim, îi spunem, îi spunem pe nume. Continuăm așa. E hrănit, îi spunem pe nume, îi dăm recompensă, îi spunem pe nume, după aia începem din casă să-l strigăm. E în altă cameră, îi spunem pe nume, el vine. Nu vine până în fața noastră, dar bagă un cap pe ușă. Îl recompensăm. recompensăm. Practic încurajăm să continue acest comportament până când ajungem un punct în care nouă ne este... Uh... Facil să mergem da. mai departe Și să după aia o să stăm și noi foarte bine Cu uh, psihicul nostru Când știm că totuși de bine de rău avem un câine Care dacă Doamne care vrește ne chemare. scapă din lesă Mă ne vine Din nou am exemplu cu Zac Care din păcate n-a avut parte de un dresaj Foarte bun la vremea aia la 99 l-am luat uh, Cea mai mare problemă Era momentul în care îi dădeam drumul din lesă Și de fapt nu, cea mai mare problemă era momentul în care Trebuia să-l pun la loc în lesă Pentru că mm. nu mai vrea să vină neam Stăteam după el și o oră, soarma cel puțin era disperată că dacă trebuia să ajungă la 8 acasă cu el, începea pe la 7 să, începe, să încerce să-l să păcălească și să-l... Că efectiv noi ne chineam să-l prindem, nu să-l convingem să vină la noi. Noi încercam să-l prindem, să-l prindem neatent, să punem mâna pe să-i punem les. Adică niște greșeli care, din păcate, ne-au costat, dar din fericire nu ne-au costat foarte mult. Adică n-am avut o problemă de... de de a, nu știu, sări în stradă, a fi călcat de mașină, lovit de mașină sau ceva de genul ăsta, dar a ajuns în încăierări cu câine, a ajuns în alte contexte din care a avut noroc și a ieșit cu bine. Uh, este totuși... un exercițiu foarte bun, de exemplu, de, de house training. Punem, punem lesa, punem zgarda, el nu reacționează le pentru că nu știe mai în Mai ales prin, garda față. la început. Dar, nu știe ce cu ele, deci nu o să reacționeze urât la ele. Pus, am pus garda, am pus hamul, am pus lesă, am dat recompensă. Mm -hmm. Și am tot. Dacă stă cu ele liniștit. Da, stă cu ele liniștit, i-am pus i-am dat recompens. Și o să stea în principiu liniștit cu ele, că nu le cunoaște, nu știe, nu-l deranjează cu nimic. Și în momentul după ce a stat cu zgarda, i-a așa în lesa și l da. să se plimbe cu lesa prin prin exact. cameră sau mă rog. Și avem un câine mai... după aia în care îl chemăm, vine la noi și pune pune singur lesa. Alin, îți mulțumesc frumos, ca de obicei niște sfaturi foarte utile spun eu pentru deținătorii de câini. Facem un apel la cei care se, se uită la noi, ne puteți da un mesaj pe Facebook, pe staff cu idei de titluri. Căutăm un titlu pentru acest podcast al nostru. Ne-au venit nouă mai multe idei, dar am zis că poate cineva de acasă vine cu o idee strălucită și ne ajută în felul acesta. De asemenea, puteți să ne spuneți despre ce altceva mai doriți să discutăm, despre ce subiecte putem dezbate și nu neapărat din sfera aceasta medicinei comportamentale, ci nu știu, orice considerați voi că este de interes și vă interesează, că e despre pisici, că E despre papagal, poate despre reptile. Vom aduce invitați care activează în aceste sfere și sperăm să vă oferim un niște, nu știu, minute care să vă lămurească și să vă ajute să aveți o viață și o călătorie mai frumoasă cu animalul vostru de companie. Mulțumesc frumos, Alin! Vă mulțumim și frumos. frumos și pe data viitoare! Data viitoare!